Vă salut cu bucurie din nou. Sunt bucuros să fiu încă într-o seară de tineret cu voi. Și aș vrea să vă citesc un verset din Biblie. Nu știu, vouă vă plac genoflexiunile? Uite, un frate s-a ridicat deja. Al doilea, haideți să ne ridicăm, să dăm cinste citirii cuvântului lui Dumnezeu. O să vedeți, nu o să vă pară rău că v-ați ridicat, că o să vă mai țin un pic în picioare, că eu oricum o să stau vreo 45-50 de minute în picioare. Deschideți, vă rog, la a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, citim versetul 9, 1198 în Scriptură. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Hai, îl citim toți cu voce tare. E pus și pe ecran? Așa. Nu. A doua epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 9. Nu ne speria, frate, cu securea țara asta. E prea de tot. Ok. Haideți că îl citez eu până se afișează. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Înainte de a-l rosti toți cu voce tare, vreau să vă adresez câteva întrebări în seara aceasta. Vreau să îmi spună cineva dintre voi dacă știe de ce încă n-a venit sfârșitul lumii. Știți că s-a vehiculat foarte mult în anii precedenți ideea aceasta cu sfârșitul lumii și unii, ca să nu zic mai mulți, au făcut bani frumoși din ideea aceasta că va veni în data de sfârșitul lumii. Ia uitați-vă pe versetul acesta, de ce n-a venit încă sfârșitul lumii. Știți de ce? Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru noi, de ce? Deci încă n-a venit sfârșitul lumii, că Dumnezeu te așteaptă să-ți schimbi viața. Îngăduiți-mi să vă mai pun o întrebare în această seară. Câți oameni de pe planeta numită Pământ credeți că ar trebui să se pocăiască? Câți credeți voi că ar trebui să se pocăiască? Că am auzit pe mulți spunând, da, cu pocăința asta e ceva de demult, ceva demodant, e o poveste de-a lui bunicul și de-a lui străbunica, nu-i pentru noi, nu-i pentru generația noastră, noi suntem altcineva și altceva. Deci n-a venit sfârșitul lumii, că Domnul Dumnezeu vrea să ne pocăim. Și au zis, pocăința e pentru... Spuneți-le colegilor voastre și colegilor voștri la școală, la serviciu, că Biblia spune că pocăința e pentru tot universul, pentru toți oameni. Și vă mai pun o întrebare înainte de a mai face genuflexiune. Știți cine e primul din univers? Sau hai să zic din afara universului. Nu, că Dumnezeu nu e în timp și în spațiu. E în cer. E Dumnezeu în timp și în spațiu. În afara timpului și a spațiului. E deasupra la tot ce există. Cine credeți că e primul care vrea sau își dorește ca oamenii să se pocăiască? Ia uitați-vă pe verset. Hai să le punem într-o ordine în seara aceasta. Dumnezeu e primul care dorește ca tu să te pocăiești. Indiferent cum te cheamă. 2. Tu faci parte din universul lui. Adică din universul creat de el. Din aceea toți oamenii care ar trebui să se pocăiască. Și dacă n-a venit încă sfârșitul lumii, e că Dumnezeu te așteaptă și mă așteaptă. Să ne întoarcem la el. Pe de adevăratele. Amin? Haideți acum să spunem toți cu voce tare. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii,
ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Tatăl nostru din ceruri, aș dori să folosești acest cuvânt al tău pentru sufletul nostru al fiecăruia în seara aceasta. Știm că al tău cuvânt are putere. Scripturile sunt puterea ta și prin ele ne vei învăța și în această seară. Vrem să folosești această putere a cuvântului tău ca să ne schimbe conștiința, inima. Doamne, dacă cineva are nevoie de naștere din nou, de transformare, de mântuire, în săptămâna aceasta când ne aducem aminte de patimile Domnului nostru Iisus Hristos, fie seara aceasta, seara prăbușirii, a capitulării înaintea ta, seara recunoștinței în care să poată fi ridicat cel căzut, să fie întărit și să fie asigurat că e singurul care poți să mântuiești, să ierți, să izbăvești, să clarifici anumite neclarități, neînțelegeri, să dai o direcție și sens vieții oamenilor. Doamne, în această seară așează ca o bază în inima noastră conceptul de pocăință. Ca să înțelegem că prin ea, prin pocăință, ne putem schimba în bine. Spre voia și spre slava numelui Tău, fiind o generație de tineri minunați și binecuvântați de Tine. Amin. Puteți să vă reașezați. Nu știu dacă vouă v-a fost dor de mine să mă reîntâlniți și să mă revedeți. Eu vreau să vă spun foarte deschis și transparent în această seară că mie mi-a fost dor de București și mi-a fost dor de voi. Am petrecut aproximativ 4 ani din viață aici în capitală și oarecum e greu să uiți un loc unde ai stat mai mulți ani, unde te-ai bucurat cu frățietatea și cred că la cele mai multe slujbe în timpul studenției am fost aici la Sebastian, în Biserica Domnului, în Biserica Philadelphia. Vreau în introducere foarte scurt să vă aduc salutări din partea soției mele, din partea micuței noastre, Deborah, care are 2 ani și aproape 3 luni de zile. Vreau să vă spun că e o frumusețe de fată faină. Eu când am întâlnit-o prima dată pe soție, m-am uitat în ochii ei și am spus, zic, tu ești o frumusețe de fată faină, trebuie neapărat să mă căsătoresc cu tine. Și de atunci nu mi-am schimbat părerea. Dumnezeu să le binecuvânteze, știu că soția se roagă pentru mine, i-am cerut lucrul acesta, chiar eram în mașină cu fratele Adi, prietenul meu, și am spus să te rogi. Și m-a asigurat că se va ruga și Dumnezeu va lucra în această seară. Cam aceasta este introducerea, o să înceapă predica, vorba cuiva, puneți-vă cinturile de siguranță. Nu o să fie un mesaj simplu, ușor, dar o să fie o predică necesară pentru fiecare dintre noi în această seară. Am stat de vorbă la un moment dat cu cineva, o persoană care mi-a zis așa, uitându-se la viața ei, la starea ei, persoana respectivă a zis, frate Iosif, vreau, cu tot din adinsul vreau să mă schimb, dar nu pot. Își dorea o schimbare în bine, dar nu reușea să ajungă la acea schimbare. Vreau să mă schimb, dar nu pot. Nu știu câți dintre voi ați văzut, este o agendă de la Asociația Bărbaților Creștini. O agendă de culoare neagră, gri și portocaliu. În partea de jos a agendei este scris anul în care agenda respectivă este editată și mai scrie o propoziție. O propoziție nu doar interesantă, ci foarte, foarte importantă. Își amintește cineva ce scrie pe această agendă? Schimbarea în bine începe cu cine? Acolo scrie cu tine. Eu aș vrea să reformulez această propoziție în această seară și să vă spun că ea, schimbarea în bine, trebuie să înceapă cu...
hai să zicem, cu pocăința noastră. Frumos ar fi să zicem, schimbarea în bine trebuie să înceapă cu mine. Și să zicem, la modul general, în această seară, cu noi. Dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. La voi acasă, în familie, cu cine credeți că ar trebui să înceapă schimbarea în bine? Sunt tineri care spun, zice, taică-miu e așa, zice, mai dur, mai rigid, mai aspru, zice, cu taică-miu ar trebui să înceapă schimbarea în bine. Uite, o soră de-a noastră zice, am o soră așa, ea mai încăpățânată, nu prea ascultă de maică-mea, nu mă prea înțeleg cu ea, cu ceilalți frați, cu ei sau cu ele ar trebui să înceapă schimbarea la noi acasă. Poți să declari în această seară, în fața cuvântului lui Dumnezeu și să spui, la mine acasă, schimbarea în bine ar trebui să înceapă cu mine. Hai să merg un pic mai departe. Câți dintre voi sunteți elevi? Puteți să îmi faceți un semn cu mâna. Așa, nu contează cu care mână, important să știu. Câți dintre voi lucrați? Domnul să vă binecuvânteze. Ce ziceți pentru cei care sunteți elevi în clasa voastră? Cu cine credeți că ar trebui să înceapă schimbarea în mine? Sau să merg mai departe un pic la serviciu, voi care lucrați. În firma la care lucrați, cu cine credeți că ar trebui să înceapă schimbarea în bine? Majoritatea dintre voi spuneți cu șeful. E vreunul angajat de-a fratelui Adi. Cu doamna dirigintă. Lasă, cu colegul ăla meu care toată ziua în pauza mare merge în baie, fumează, se mai droghează, mai știu eu ce face. Hai să fim sinceri cu noi în această seară și să spunem, acolo în clasa în care suntem sau la serviciul la care lucrăm, schimbarea în bine ar trebui să înceapă cu noi. Dar aș merge mai departe un pic. Vedeți, facem parte dintr-o biserică. Aici în biserica din care voi faceți parte, cu cine credeți că ar trebui să înceapă schimbarea în bine? Țineam predicat asta într-o biserică și cineva așa mai curajos, în sens rău, a zis cu voce tare, s-a auzit în toată biserica, zice, cu păstorul. Zic, fratele meu, zic, nu vreau să te contrazic, dar amu vreau să întreb biserica, auditoriu. Biserica cu cine zice că ar trebui să înceapă schimbarea în bine? Cu păstorul sau cu respectivul care a făcut afirmația asta? Și peste 90% din biserica respectivă a zis cu fratele respectiv ar trebui să înceapă schimbarea în bine. Vedeți? Concluzia e simplă. Dacă vrem o schimbare în viața noastră, în biserică, la școală, acasă, la serviciu, schimbarea trebuie să pornească de la cine? De la noi. Acum s-ar putea să vă șochez sau să vă surprind cel puțin în seara aceasta spunându-vă că Dumnezeu vrea să ne pocăim de un singur lucru. Fiindcă nu există schimbare în bine și să nu existe pocăința. Primul pas a unei schimbări în bine e pocăință. De la pocăință pornește tot. Știai că Dumnezeu își cere să te pocăiești în viață de un singur lucru? Nu de două, nu de cinci, nu de 100, de unul singur. Știți care e ăla? Pocăința are de-a face cu... Spuneți cu voce tare, că aveți voie să gândiți. Cu păcatul. Deci Dumnezeu îmi cere și își cere să te pocăiești de păcat. Am găsit undeva care sunt primele 5 minciuni contemporane folosite de generația noastră atunci când cineva păcătuiește și nu vrea să se pocăiască.
Și am să vi le prezint în această seară în ordinea descrescătoare. Știți care e minciuna numărul 5? Atunci când cineva clachează, eșuează, falimentează, păcătuiește. Minciuna numărul 5 este următoare. Numai de data asta o să mai fac. Numai de data asta o să mai fumez. Numai în seara asta o să mai merg în club. Numai prietena asta necreștină o să mai am. Odată numai să mai vorbesc cu băiatul ăla mai derbedeu, ca să nu-i spun altfel. Am auzit odată pe o tânără spunând: mă, frate, zice, ăștia din lume, ăștia nepocăiți, fata noastră se săturase de băieții de prin biserică, zice, ăștia din lume mai nu știu cum. Chiar că nu știu cum îs. Chiar că nu știu. Diavolul îi prostește pe foarte mult și ține prinși în minciuna aceasta numai odată și gata. Călătoream cu mașina mai anii trecuți și mai dădeam drumul la radio să ascult știrile. Și știți că la radio se bagă multă reclamă. Și câteodată la reclamă se spunea reclama aia cu berea Ciuc. Încă una și... Și așa îi fraierește și minte diavolul pe foarte mulți când păcătuiesc numai odată. Și gata. Din păcate, foarte mulți, cum se zice în lumea muzicală, o iau de la cap al fine, de la început. Și clachează din nou și din nou. Știți care e minciuna numărul 4? Când cineva păcătuiește și nu vrea să se pocăiască și nu vrea să se schimbe, minciuna numărul 4 e următoarea. Ascund eu fapta făcută, așa că nimeni nu va ști niciodată. De ce credeți că foarte mulți își parolează telefonul? Își parolează calculatorul? Hai fi sincer cu tine, băiat, fată, în această seară. Ai avea curajul să dai telefonul tău, oricui de aici, în seara asta, să se uite la tot ce ai pe telefon? Uite, eu aș avea curajul, și vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, să-mi scot telefonul și oricare dintre voi să vă uitați la el. Am auzit tineri care spun, apoi dacă o să mă uit la filmul ăla de ochiat, apoi amul n-o să știe toată lumea, că doar... Dacă o să mă droghez, doar nu o să mă droghez în văzul tuturor, numai acolo, în cercul ăla restrâns, cu gașca aia nefericită. Și noi o să ținem secretul ăsta și nu o să se mai afle. Știți ce spune Biblia? Înaintea Domnului totul este gol și descoperit. Și făceam astăzi o afirmație față de niște frați și spuneam că în vremea noastră, nu doar înaintea lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Într-un procent destul de mare, totul e gol și descoperit și înaintea oamenilor. Poți să fii urmărită și urmărit de la mii de kilometri și să se știe punct cu punct, cu virgulă, absolut tot. Dar diavolul le bagă în minte la mulți, spunându-le: Domnule, indiferent ce ai făcut, o să maschezi tu foarte bine, să le cocoloșești, să le acoperi și nu o să știe nimeni în veci. Merg mai departe. Știți care e minciuna numărul 3? Când cineva păcătuiește și nu vrea să se pocăiască, ați auzit voi între oameni următoarea vorbă: toată lumea face cum? La fel. Zice unul într-o zi: apoi nu singurul care mint părinți. Le spun că mă duc într-un loc și de fapt mă duc în alt. Așa am gândit și eu pe la 13-14 ani. Doar noi fi singurul care umblu pe la portofelul lui taică-miu. Or fi și alții de vârsta mea când vreau să-și cumpere ceva, la ce tot să-i cer la taică-mi în fiecare zi. Las că ajung eu la portofelul lui.
Mulți au mentalitatea aceasta și spun, a, păi am unul singurul care mă uit la pornografie. Marea problemă a generației noastre, în special a băieților. Stau cu o grămadă la mărturisire și în seara aceasta sunt înaintea voastră nu să divulg mărturisirile cuiva. Vă spun la modul general, generația noastră se confruntă cu păcatul ăsta. E un păcat care a ajuns la culme. Aș merge mai departe, sunt unii care spun, domnule, nu singurul care chiulez de la școală, care copiez la teză, dar culmea e că nu se chiulește numai de la școală. Au ajuns unii să chiulească și de la biserică. E normal dacă stai sâmbătă seara până la ora 3, a doua zi ești căpcăun de cap și zici dimineața măcar o porție de somn. Nu? A fost întrebat unul care cam lipsa cam des așa duminica dimineața de la biserică. Frate, dar unde tot ai fost în duminicile astea dimineață? Zice, am fost la pescuit. No, și dacă tot ai fost la pescuit, n-ai venit în biserică să te închinzi, zice, ai prins ceva? Auzi ce răspuns a dat. Zice, am prins o porție de vreo 2-3 ceasuri de somn. Înțeles că sunt și pești care se cheamă asta se pare că e minciuna numărul 3. Toată lumea face la fel. Nu știu, v-am spus povestea aceea cu acel păstor care a întrebat-o pe o tânără așa pe la vreo 15 ani, 16 ani să fi avut. O întreabă, zice, ai prieteni? Nu, că așa gândește generația noastră. Pe la 15 ani toată lumea face la fel. Adică toată lumea are prieteni sau prieteni. Chiar dacă nu se gândesc la căsătorie. Și tânăra noastră îndebate de păstor, ai prieteni? Zice, da, cum să nu? Zice, dar ați vorbit de căsătorie, vă gândiți serios să vă căsătoriți? Oh, nu, frate. Nu ne-am gândit, păi da, avea vreo 15 ani. Păi zice, și atunci de ce ai prieteni? Auziți și a răspuns, zice, hi, 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 ha, ha, ha. Cu alte cuvinte, păi dacă toată lumea procedează astfel, dacă toți fac la fel, eu de ce aș face diferit? Și acum merg mai departe. Minciuna numărul 2. Parcă se leagă așa ca și zale la lanț, minciunile acestea, una de cealaltă. Și diavolul este foarte isteț și cu șiretlic îi prinde pe tineri. Ia auzi ce spune minciuna numărul 2. Ceea ce mă face să mă simt bine nu are cum să fie păcat. Adică diavolul îți bagă în minte următoarea idee. Zici, domnule, dacă fac un lucru și mă simt extraordinar, păi cum poate lucrul acela să fie rău? Da, dar tu gândești din perspectiva firii tale. Când spui asta. Ci nu din perspectiva duhovnicească a lui Dumnezeu. Știți că păcatul la început este dulce, spunea cineva, este ca și mierea de albine, dar consecințele lui de la urmă sunt amare, un fel de grefuit, ca să nu folosesc un alt termen în seara aceasta. Mulți spun, drogurile la început îți dau o stare de euforie, dar apoi te lasă foarte rece. Să știi că și țigarea, și apoi pachetul de țigări, și apoi al doilea pachet de țigări, la început îți dă o stare, zici tu, de bine. La fel e și cu băutura, la fel e și cu compromisurile în relații. Credeți că nu mi-au spus tineri, intimitatea nelegitimă le-a adus o stare de plăcere la început, dar apoi sunt chinuiți de vinovăție, de gânduri. Și observați, diavolul vine la tine și spune, nu, așa a fost Eva atras. Zice că era plăcut, l-a privit, ca să deschidă cuiva ce? Pomul acela, fructul acela. Mulți spun că era măr, dar nu scrie nicăieri că era măr. Din potrivă, tind să cred, datorită zonei în care se afla grădina aceasta, că era altceva, nu măr. De-aia a deschis mintea lui Eva și a tras privirea. Și diavolul zice, mă, dacă ți se deschide mintea și te simți bine, extraordinar, n-are cum să fie păcat. Dacă îmi vine nota de plată la urmă,
Când vine factura vieții și se trage linie, acolo e problema. Și auziți acum minciuna numărul 1 sau, cum zic americanii, number 1. Ia auziți ce interesant e diavolul cum îi păcălește pe mulți. Zice, oricum păcătuiesc, așa că oricum Dumnezeu mă iartă. Țineți minte termenul acesta, oricum. Oricum păcătuiesc, oricum Dumnezeu mă iartă. Ați auzit povești cu un Dumnezeu drăguț, simpatic. Mulți îl tratează pe Dumnezeu ca pe guma de șters. Ai scris ceva greșit, ai făcut ceva rău, dai cu guma și tot ștergi acolo și când nu merge cu guma de șters, iei corector. De parcă Dumnezeu e un fel de corector sau un fel de gumă de șters. Îl folosești ori de câte ori ai nevoie și El niciodată n-are voie să zică nu. Povești ieftine cu mulți care spun Dumnezeu, drăguțul, simpaticul, mă iartă oricum. Chiar dacă eu oricum voi păcătui. Ca să scap de aceste minciuni din viața ta, există o singură soluție, care se cheamă pocăință. Eu sunt convins, ferm convins în această seară, că îți doresc să te schimbi, uneori vrei, dar nu poți. Ești prins în capcana propriilor păcate, a propriilor vicii și când ai căzut, mărturisești păcatul, din nou caz, iar mărturisire, iar cădere, iar mărturisire, iar prăbușire în păcat și spui, Domnule, aș vrea să mă schimb, dar nu pot. Ce este pocăință? Cred că majoritatea ați auzit cuvântul din greacă pentru pocăință. Știți care e? La început când s-a scris Biblia, s-a scris Vechiul Testament în ebraică, anumite porțiuni în aramaică din Vechiul Testament, iar Noul Testament în greacă. Și apoi din limbile acestea s-a tradus Biblia și în alte limbi. Cuvântul din greacă pentru pocăință este metanoia, care auziți ce înseamnă? Ați schimba gândirea. Știți că pocăința nu înseamnă schimbarea decorului, a fațadei? Știți că pocăința nu înseamnă o nouă biserică, un nou stil de închinare, un alt soț, o altă soție, ci pocăința înseamnă o gândire nouă, o minte înnoită de Dumnezeu? Adică primul lucru care să-ți fie în atenție acesta, unde apare pocăința, apare și o gândire schimbată de Dumnezeu. Dar zici, în această seară am mai auzit multe predici pe latura aceasta și foarte simplu. E adevărat. Dar eu vreau să spun o întrebare în seara aceasta. Cum știi tu sigur că te-ai pocăit bine? Adică cum aș putea eu să verific în această seară că pocăința din viața mea e una reală? Pot să fac asta? Și am să vă dau câteva exemple. Pocăința reală, pe verticală, are de-a face cu mărturisirea păcatelor. Vă spun lucruri simple în această seară, dar de multe ori lucruri care le-am tratat cu neglijență în viață. Știți că omul a rupt părtășia cu Dumnezeu prin ce anume? S-a rupt relația dintre om și Dumnezeu prin păcat. Și ca omul să-și relege relația cu Dumnezeu, ce trebuie să facă? Să se pocăiască de păcat. Și pocăința e prin mărturisirea păcatelor. Ia auziți ceva în această seară. Știți care e termenul din greacă pentru mărturisirea păcatelor în Noul Testament și ce înseamnă el? Este cuvântul homologeo, care înseamnă să spui același lucru. Homologeo presupune a spune același lucru. Amu, ascultă ce înseamnă pocăința. Pocăința de păcate presupune să spui despre păcatele din viața ta același lucru pe care îl zice și Dumnezeu.
Să spui ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, din cauza cărui fapt ai căzut. Adică dacă Dumnezeu spune la un păcat din viața ta, spre exemplu, idolatrie, nu vi să spui cum a spus cineva, zice, frate, zice, eu nu-s idolatru, zice, eu am făcut doar o schimbare de priorități. Sau cum spunea cineva, îi ziceam mai devreme la fratele Nati, cineva mi-a zis într-o împrejurare, frate, zice, eu nu fur, zice, eu nu mai delapidez din când în când. Diavolul are un dicționar foarte actual, cu foarte multe neologisme în el. Adică dacă Dumnezeu spune la minciună, minciună, eu când mărturisesc păcatul acesta, spun despre minciuna din viața mea exact același lucru pe care l-ar spune și Dumnezeu. I-am auzit pe mulți mărturisindu-și păcatele cam în felul următor. Doamne, dacă cumva am păcătuit. Ați auzit dintre ăștia duminica dimineața la ora de rugăciune. Doamne, dacă cumva s-a întâmplat să păcătuiesc, te rog frumos să mă ierți. Asta oare presupune să spui același lucru despre păcatul din viața ta, lucru ce l-ar spune și Dumnezeu? Știi ce presupune lucrul acesta? Să-ți vezi păcatul din propria viață prin ochii lui Dumnezeu. Și să spui păcatului pe nume. Asta presupune regret, recunoaștere, să spară rău, să ai remușcare, să te doară pentru păcatul în care ai trăit și să spui, Doamne, vreau să pun capăt păcatului din viața mea. Îi spun pe nume. Știți că în buletin, în cartea de identitate, fiecare dintre noi avem un nume. Când arăți cuiva cartea de identitate, știe cum te cheamă. Când vii înaintea lui Dumnezeu cu propriul păcat, trebuie să spui, Doamne, asta am făcut. Îmi pare rău, sunt zdrobit, mă doare, recunosc și vreau să pun capăt acelui păcat din viața mea. Să spui același lucru despre păcatul din viața ta, ce îl spune și Dumnezeu. Merg mai departe în seara aceasta, că timpul trece. Cum poți să-ți dai seama că te-ai pocăit bine înaintea lui Dumnezeu? Deci, pe verticală, rezolvi problema dintre tine și Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor. O mărturisire sinceră, deschisă, transparentă. Pe orizontală, că și aici e vorba de pocăință, va trebui să-ți rezolvi relațiile, cum să le zicem în această seară? Eșuate. Va trebui să repari răul produs în relația cu aproapele, în relația cu ceilalți. Am avut la institut un coleg, era mai mic el, cu un an, cred, dar și foarte mic de statură. Cred că unii dintre voi știți, e predicator destul de cunoscut, destul de bun. Într-o noapte, eram în perioada de sesiune, ce s-au gândit niște colegi? S-au dus în cameră, pe la ora 3 și ceva, el dormea de-a binelea și l-au luat cu pătura. L-au luat cu pătura și au început să-l hinte prin cameră și apoi pe holul institutului, că ne-am trezit aproape toți studenții și s-au trezit și profesorii de la parter și eram buimași de cap și nu știam ce se întâmplă. În timp ce îl hintau pe ăsta cu pătura pe hol, colegii ăștia ai noștri au început să cânte în perioada de sesiune. Zacheu era copil micuț ca tine. De ce v-am spus întâmplarea aceasta cu Haz în această seară? Să vă aduc aminte de tipul acela amintit în Scriptură în Luca 19 cu numele Zacheu. Știți că Zacheu când s-a pocăit și a stat înaintea lui Hristos, el n-a vrut să fie rezolvată problema lui doar în relația cu Dumnezeu. El a zis, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de câte ori. Știți ce înseamnă în limba română a năpăstui? A face cuiva o nedreptate.
Zacheu zice, dacă am făcut cuiva o nedreptate, vă aduceți aminte de povestea aceea, când a venit Natan la David și a zis povestea aceea cu aia. Zice, Zacheu, îi dau înapoi de câte ori? I-au întâlnit foarte mulți care au creat pagube altora, nu doar de imagine, pagube la propriu. Și când s-au pocăit, cu ghilimele de rigoare, au zis, te rog frumos să mă ierți, îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Hai să vă dau un exemplu în seara aceasta. Îmi zicea unul din foștii mei bunici, că în urmă cu mai mulți ani, când era el mai tânăr, în localitatea vecină de satul unde eu am crescut până m-am măritat în zona Banatului, undeva lângă Alba Iulia, în satul de peste deal, era un om cunoscut ca un mare hoț de animale și zice că omul ăsta avea și spate, adică cineva îi ținea spatele. Și fura așa cum îi venea lui la animale din zonă. Într-o zi, omul ăsta a auzit și a făcut, s-a pocăit. Și s-a dus la unul din oamenii din sat, la un consătean, a bătut la poartă și a zis, am venit că vreau să am o stare de vorbă cu dumneata. Ce dacă ți-aduce aminte, în urmă cu mai mulți ani, ți-a dispărut din turma de oi, ți-a dispărut o oaie. Zice, uite, eu m-am pocăit, mi-am predat viața lui Dumnezeu, conștiința mea mă apasă, mă mustră și am venit să am starea asta de vorbă cu dumneata, să-mi cer iertare pentru oaia furată în urmă cu nu știu câți ani. Și și-a cerut omul nostru iertare, au mai povestit ei câte ceva și a plecat în treaba lui. N-a trecut multă vreme, îmi zice bunicul, merge omul nostru și îl caută acasă pe fostul mare hoț, care zicea că s-a pocăit. Îi bate la poartă, iasă omul în întâmpinarea lui și zice, am venit să-ți comunic ceva. Omul nostru, care se pocăise, dar cu ghilimele de rigoare, mai avea încă oi și el. Zice, să știi că dacă ți-au dispărut două oi, dintre oile tale, am venit să spun că eu ți le-am luat. Și auzi de ce? Deci una dintre ele ți-am luat-o pentru aia ce mi-ai furat-o cu mulți ani în urmă. Iar a doua, zice, ți-am luat-o ca să te învăț minte că pocăința, când ai păgubit pe cineva, nu presupune doar să mergi să stai față în față cu persoana respectivă și să-i spui, te rog frumos să mă ierți. Sau alții și mai grav, trimit un SMS. Cred că ați înțeles în această seară. Deci nu-i suficient să stai față în față ca soră în fața altei surori față de care ai greșit să spui te rog frumos să mă ierți dacă ai creat anumite pagube. Și dacă nu poți să acoperi paguba, spune că nu poți și roagă-te sinceră lui Dumnezeu să-ți dea oportunitate și posibilitate chiar să acoperi paguba aceea în timp. Și dacă e valabil și în dreptul fraților. Observați, pocăința pe verticală are de-a face cu mărturisirea păcatului. Pe orizontală are de-a face cu repararea răului produs prin păcat. Și amu, în final, vreau să vă spun ceva foarte interesant. Dacă până aici au fost lucruri, zicem noi, simple, mai auzite prin predici, vă spun că există două zone pe care Satana le vânează foarte, foarte tare. Este vorba de două categorii de păcate de care noi în viață ne pocăim foarte greu. Și știți de ce? Deoarece răul produs de aceste două categorii de păcate nu mai poate fi îndreptat. Prima categorie de păcate care face pocăința foarte grea în viață, eu am numit-o ocaziile irosite. E vorba de acele ocazii ratate cu care nu ne mai întâlnim în viață. Și te întreb în această seară, cum te poți pocăi de o oportunitate pierdută? Hai să vă dau câteva exemple. Să zicem că o tânără necăsătorită ajunge să fie însărcinată. Pentru că vrea să ascundă sarcina aceasta, face avort. La un moment dat, vrea să-și rezolve problema pe vertical cu Dumnezeu, dar ar vrea să primească și eliberare sufletească în urma deciziei de a avorta. Vă întreb în această seară,
cum te poți pocăi de o faptă deja făcută ce nu poți întoarce înapoi, iar în același timp experimentezi consecințele alegerii tale? A, e simplu, zici, vii înaintea lui Dumnezeu, te prăbușești, capitulești și spui: Doamne Dumnezeule, te rog frumos să mă ierți, ia uite ce am făcut. Am rămas însărcinată și apoi am avortat intenționat. Dar te întreb, tot foarte sincer în această seară, cum aduci acel copil pe care l-ai omorât la viață? Nu-i așa că într-o astfel de situație pocăința devine foarte dificilă? Hai să vă dau un alt exemplu în această seară. Cineva divorțează fără să aibă motive întemeiate pentru divorț. Să zicem, nevasta respectivului se recăstorește. La un moment dat, omul nostru care a divorțat, nu, că ați auzit, în generația noastră se spune: Domne, zice, nepotrivire de caracter, nu se mai uită oameni la motive, direct la divorț. Și divorțează omul nostru și nevasta lui se recăstorește. La un moment dat răsuflă ușor și zice: bine că m-am despărțit de nevastă mea, bine că nu mai stau cu ea, mă cicălea toată ziua la cap. Dar câteodată omul nostru este mustrat și apăsat de decizia luată și ar vrea să rezolve cumva situația aceasta. Dar vă întreb, cum mai poți să rezolve o asemenea situație? Dacă ar vrea să se întoarcă la fosta nevastă, mai poate? Că ea s-a recăsătorit între timp. Poți să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, te rog frumos, iartă-mă. Dar problema aceasta cu divorțul neîntemeiat prin decizia luată, pur și simplu că cineva, de exemplu, mi-a pus cineva următoarea întrebare, zice: dacă o nevastă e bătută, dar nu așa, rău de tot de sos, are argumente să divorțeze? Am zis: nu pot să-ți dau răspunsul pe loc persoanei respective, zic, lasă-mă să mă rog lui Dumnezeu și să mă lămurească Dumnezeu din cuvânt. Și auzi ce cuvânt îmi dă Dumnezeu. Evrei, capitolul 11. Unii au suferit până într-acolo în relația dintre ei și Dumnezeu că au fost tăiați în două cu fierăstrău. Alții au fost în temniță, alții au plătit cu viața lor. Richard Fulbright a stat 14 ani în pușcărie și nu în orice fel de temniță. Și Dumnezeu m-a luminat și a zis în felul următor: dacă în relația cu Dumnezeu n-ai voie să renunți la relația aceasta pentru nimic în lume, indiferent ce ar trebui să suferi, și în relația cu Dumnezeu un singur lucru te poate despărți de El: o inimă rea și necredincioasă, adică tot infidelitate. Singurul lucru care ar putea să ducă la o despărțire într-o familie este infidelitatea. Și dacă există infidelitate, Dumnezeu nu încurajează divorțul. Dumnezeu încurajează iertarea, împăcarea și să poți să mergi mai departe împreună. De acum vă întreb, să zicem că cineva nu mai vrea nici de cum să stea împreună datorită infidelității unui partener. Există vreun alt motiv pentru divorț? Păi dacă în relația cu Dumnezeu n-ai voie să renunți la această relație, chiar dacă ești călcat în picioare la propriu, la relația cu partenerul de viață, oare ai voie să renunți? Hai să vă mai dau un exemplu în această seară. Știți că la noi, la români, toate exemplele sunt cu Ion și cu Mărie. Nu știu ce au avut ăștia, românii noștri, cu nenea Ion și cu... Hai să zicem că oamenii ăștia sunt căsătoriți de mai mulți ani și au 3 copii care deja sunt mari. Nu s-au focalizat pe educarea, formarea și creșterea copiilor și familia asta s-a concentrat numai pe carieră. Să facă, să dreagă, să aibă și le-a oferit de toate copiilor numai timp pentru copii. N-or dat. Se trezeau dimineața la prima oră, se pregăteau repede să meargă la treabă, că atâtea aveau de făcut în ziua respectivă și se întorceau seara târziu. Și cresc copiii mari. Și auziți, primul cel mai mare, într-o zi stă cu maică sa de vorbă și zice: mamă, am avut câteva mașini în fața casei, vilă, piscină în curte, tot ce am vrut, orice haină am vrut să ne cumpărăm din mall, am putut, dar n-am avut ceea ce era mai important. N-am avut timpul tău, mamă, și timpul lui tată. Și ce vreau să uit și de voi,
nu mai am nevoie nici de Dumnezeul vostru și nici de biserica voastră. Și vine al doilea și spune la fel și al treilea spune la fel. Eu vreau să te întreb ceva în această seară, mi-am notat aici în predică. Cum te poți pocăi de o asemenea situație? Cum poți da timp înapoi să răscumperi o situație? O oportunitate ce nu mai poate fi răscumpărată. De aceea, stimate tinere, stimate surori, să aveți grijă în viață la problema avortului. Toți cei care suntem căsătoriți sau cei care vă veți căsători prin voia lui Dumnezeu, să avem în vedere problema divorțului. Și apoi cei care suntem deja familii și avem copii, să ne ajute Dumnezeu să-i creștem în voia Lui. Mi-a zis cineva, nu foarte de mult așa, parcă mi-a râs în nas, a zis, au mai ieșit postor, faci și pastorație și ieși de dacă, cum se zice în zona noastră Banatului, stai cu fetița acasă, soția are început lucru. Zic, dar ce? E o dezonoare asta? Pentru mine e o cinst. Poate de 50, de 60 de ori pe zi mă întreabă, dar ce e asta, dar ce e asta, dar ce e cealaltă? Și trebuie să stau să explic. Mi-aduc aminte, am zis, oare e prea tânăr la 2 ani și aproape 3 luni de zile să învățăm Tatăl nostru? Și am început să învățăm Tatăl nostru. Și zic, Tatăl nostru care și ea continuă, cum poate ea, în ceruri, vie și am împălăția ta... Și așa mai departe. Și când ajungem la pâinea noastră, cea de toate zilele, eu îi spun, pâinea noastră, cea de toate zilele, ea zice nu, zice pita noastră. Parcă-i ca și mine, ardeleancă, ger pe ce. Și tata, nu pita, pâinea noastră, cea de toate zilele. Și la final, știți că cea ta este împărăția, puterea și slava, abia apucă să zică amin. Și bate din palme și zice bravo, bravo. La 2 ani și aproape 3 luni de zile, să știți că nu-i prea devreme. Să învățăm pe copiii noștri să se roage, să le citim din Scriptură. Vă mai dau un exemplu în seara aceasta și cu asta închei. Știți că există o altă categorie de păcat de care foarte greu ne pocăim în viață? Pe lângă ocaziile irosite sunt plăcerile de consum. Eu vreau să vă adresez încă câteva întrebări în această seară și vouă să vă dați răspuns. Îți place, spre exemplu, să fumezi? Tu știi, nu eu. Te complaci cumva în alcool? Vreau ție să-ți dai răspuns în seara asta. Flirtezi cu mai multe fete deodată? Îți place să te joci cu sentimentele fetelor sau ale băieților? Am avut un prieten în liceu, nepocăit ăsta. O zi zice, mă, pentru timp de 2 săptămâni am avut 3 prietene de pe acea stradă. 2 săptămâni. Cum i-au reușit, cum era nepocăit și fără Dumnezeu și fără biserică. Din păcate sunt dintre ăștia în biserici care rup inimile la surorile noastre. Și sunt surori, din păcate, care rup inimile băieților. Îți place cumva să joci la ruletă, să mergi prin cazinouri? Faci conștient alegeri nepotrivite? Știi că fiecare dintre acestea reprezintă o plăcere de consum, o plăcere care te macină pe dinăuntru și problema e următoarea, că mulți vor și plăcerea asta de consum și îl vor și pe și amândouă nu se pot deodată. Nu poți să-L vrei și pe Dumnezeu, să ai o relație autentică cu El și să te complaci în plăcerea aceea de consum. Ai grijă, vorba cuiva, să nu te joci jocul acela care zice, îmi pare rău, sau cel puțin așa cred, mă simt vinovat, dar o fac din nou. Și întotdeauna să ajungi tot acolo, de unde ai pornit. Știți că e foarte serioasă treaba asta? Și am să vă spun de ce. Vestea proastă e următoarea. Că într-o zi, când nu te aștepți, vei pune mâinile pe piept, inima ta va înceta să bată. Pe românește spus, când nu te aștepți, poți să mori. Și eu vreau să te întreb în această seară, cu o viață dublă, te-ai gândit unde merge un om care moare? Observați că foarte greu tinerii din generația noastră se pocăiesc de plăcerile astea de consum. Vor și plăcerile și îl vor și pe Dumnezeu.
Și într-o zi inima face așa, ultimul click. Ai pus mâinile pe piept, între patru scânduri, te duc alții la cimitir, îți mai cântă ceva, tu nu mai auzi. Vestea tristă și proastă e că oamenii care au trăit o viață dublă s-au dus în, deocamdată nu-i nimeni iat, dar vor fi. Vreau să închei cu o întâmplare. Spune că doi tineri, v-am zis asta în tabără, nu v-am zis, hă? Câți dintre voi ați fost în tabără la Târgoviște? Domnul să vă binecuvânteze. Doi tineri s-au dus la un om al lui Dumnezeu. O singură întrebare aveau în mintea lor. Mă, zice, noi suntem curioși să știm când ar trebui să ne pocăim. V-am zis-o? Nu mai știți. Omul lui Dumnezeu s-a uitat la ei foarte serios și a zis, mă, prieten, cu 5 minute înainte de moarte, auziți, ar fi bine să vă pocăiți. Mai povesti ei câte ceva și ori pleca fericiți, să nu vă spun cum. Mă, suntem tineri, uite în față netinerețea, acum, cum zice românul, să-ți trăiești viața la max. Trăiește-ți clip. Profită de tinereți, du-te unde vrei, gândește cum vrei, după ideologia ta, după gândurile tale, am un să fii fericit. Și ori pleca ei în drumul lor, fericiți de numai. Mă, asta viață. Auzi, cu 5 minute înainte de moarte, o să ne mai și pocăim. Și când o să ne pună alții în sicriu, o să fie tot aranjat. Direct în cer o să ajunge. Numai că, pornind ei spre casă, așa fericiți, aveau vise și făceau planuri pentru viitor, cum să se distreze mai tare, dintr-o dată, la unul dintre ei s-a activat conștiința. Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze la conștiința lui. Și s-a uitat la celălalt și a zis, mă, prietene, omul ăsta lui Dumnezeu, la care a mers cu întrebarea aceasta, ne-a răspuns foarte prompt, foarte sigur, foarte hotărât, dar nu ne-a răspuns la cea mai importantă întrebare. Noi l-am întrebat când ar fi bine să ne pocăim. Și el a zis înainte cu 5 minute de moarte. Dar nu ne-a zis când murim. S-au întors în drumul lor și-au dat fuga la omul lui Dumnezeu. L-au strigat, le-a ieșit în întâmpinat. I-a văzut serios când au plecat din casa lui bucuroși. Nu? Tinereții în față trăiesc cum vor. Și înainte de moarte se pocăie și ei în ultimele 5 minute. Și au zis, ce-i cu voi așa speriați? Debusolați, dezorientați. Omule drag, a zis unul dintre ei, ne-ai spus să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte, dar dumneata nu ne-ai spus când murim. Poți să ne spui și când murim? Și au zis ce le-a zis. Deci asta e cea mai serioasă problemă din istorie. S-ar putea ca ultimele 5 minute din viața voastră să fie început deja. Nimeni nu știe niciodată când sunt ultimele 5 minute din viață. Așa că omul lui Dumnezeu le-a zis, pocăința trebuie să înceapă de acum și zice, nu vă grăbiți să ieșiți din curtea mea, să plecați. S-ar putea să fiți în ultimele 5 minute ale vieții. De aceea, Pavel în Areopagul din Atena a zis, Dumnezeu nu ține seama de vreme de neștiință, ci poruncește când? Acum. Ca toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască. Știți ce îmi doresc pentru generația noastră, pentru generația tânără? Să conștientizăm că trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. Nu trebuie aici în biserică, dacă ți-e rușine în seara aceasta, de colegul, colega, de cel de pe rândul cu care stai. Acasă când mergi în camera ta, prăbușește-te înaintea lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, asta și cealaltă am făcut. Spune-i păcatului din viața ta pe nume. Apoi verifică-ți relația cu aproapele. Ai greșit față de cineva? Lasă-ți darul aici la altar. Ai păgubit pe cineva? Fă tot ce poți să acoperi acea pagubă. O relație bună cu Dumnezeu, o relație bună cu aproapele. Și ai mare grijă în viață. Că sunt situații de care foarte greu te vei pocăi. Aproape imposibilă e pocăință. Sunt lucruri la care nu ne prea gândim în viață. Trecem așa de ușor peste el
Și spunem, o, am venit la Hristos, bunul și drăguț, într-o zi și o să spunem, Doamne, iartă. Dar poți să aduci un copil avortat la viață? Dacă ai divorțat de cineva și persoana respectivă s-a recăsătorit și motivul divorțului n-a fost un întemeiat, mai poți rezolva problema? Dacă ajungi la 60 de ani și ai pus accent pe carieră, să zicem că vom ajunge la 60 de ani și vom avea 2, 3, 5 copii și am neglijat când vor fi mari și ne vor râde în față și vor spune, nu mai avem nevoie de voi ca părinți, nici de biserică și nici de Dumnezeul vostru, mai putem da timp înapoi să facem ceva? Și cum rezolvăm problema cu plăcerile astea de consum? Dacă le vrem și pe ele și îl vrem și pe Dumnezeu. Și venim săptămână de săptămână la biserică. Și într-o zi, că venim pe rând în lumea asta, nu? Dar se pleacă pe sărit. Poate suntem următorii care vom fi așezați în sicriu. De aceea să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu în seara asta. Să spunem, Doamne, ai milă de noi. Ne pocăim înaintea Ta. Schimbă-ne viața, mentalitatea, gândurile și dă-ne o viață nouă. Amin? Haideți să facem rugăciunea aceasta, ridicați.